Senat, premiat la Gala Celebrity of Arts, bărbatul de succes, un eveniment de tradiție. Cosmin Cernat a fost premiat aseară la Gala Celebrity of Arts, bărbatul de succes, un eveniment devenit tradiție. Prin intermediul căruia sunt recunoscute meritele unor personalități din diferite domenii de activitate, televiziune, sport, medicină, muzica sau cinematografie. Cosmin Cernat este unul dintre cei mai valoroși oameni din peisajul media din România, cu experiența vastă ca prezentator de televiziune, realizator de vesti, comentator sportiv. Indragitul prezentator a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au pus alături din cariera începută în urma cu 25 de ani, dar și romanilor din Edmonton, Canada, care l-au ajutat în perioada catalogată acolo. Greu de sintetizat 25 de ani de muncă în câteva rânduri. Când am apărut prima oară la TV, copia mea era în clasa a șaptea. Interesant că nu-i placea deloc de mine. Și era Dunaun, fostul meu coleg din TVR. Pentru că e vorba de începuturi, vreau să le mulțumesc celor care m-au ajutat atunci, formând până sigla de Nachiscu. Apoi a urmat întâlnirea cu Valeriu Lazarov, care i-a schimbat viața și cariera în divertisment și nu numai. Alte borne importante au fost anii petrecuti la Eurosport, comentariile de la cele 7 ediții de Jocuri Olimpice, dar și perioada petrecută la Federația Română de Lupte. Mea va rămâne mereu momentul lansării canalului în România, dar fi anii minunarii petrecuti aici. Sper din fața inima ca și la următoarea aniversare, 50 de ani de cariera, să mă prindă tot la canal de... Un sfert de secol nu înseamnă numai momente plăcute și vreau să le mulțumesc unor persoane care au pus alături de mine, indiferent de poziția ocupată sau de hainele pe care le-am purtat. Sorin Mihailovici, Horatiu Nicolau și Iurie Silvirul, a declarat Cosmin Cernat.